Astăzi, ambasadorul Smiley, așa cum îl știe toată lumea, este la Brașov, ambasadorul UNICEF, pentru a vizita proiectele pe care Brașovul le are împreună și cu sprijinul UNICEF. Au pornit de la grădinița numărul 9, acum suntem la Centrul Comunitar Integrat, deschis în cadrul Direcției de Asistență Socială, un loc unde copiii cu dizabilități, copiii care provin din medii defavorizate, vin și fac activități la acest centru. Că vorbim despre logopedie, recuperare, kinetoterapie sau deprinderea abilităților de viață sau chiar și activități distractive, cum ar fi învățarea unui nou dans, toate acestea se întâmplă aici, la Direcția de Asistență Socială, cu sprijinul UNICEF. Mai departe, echipa UNICEF va vizita și noul centru comunitar pentru refugiați, pe care l-am deschis împreună și cu sprijinul lor și cu al UNHCR, precum și o întâlnire cu Consiliul Local al Copiilor, organul consultativ al orașului format în întregime din copii. Ne bucurăm că avem la Brașov acest parteneriat cu UNICEF, acest parteneriat care ne ajută să luăm deciziile și să implementăm proiectele care să-i facă pe copiii din Brașov să-și atingă potențialul maxim în orașul nostru. Îmi place ce se întâmplă, îmi place că inițiativa UNICEF e dublată de suportul autorităților locale. Contează că se întâmplă lucruri pentru comunitatea de aici din Brașov. Contează că sunt o grămadă de copii care beneficiază de ajutor, de planul ăsta de incluziune pe care UNICEF l-a dezvoltat împreună cu autoritățile locale. Și când văd că sunt progrese în educație și în asistența socială, n-am decât să mă bucur și să aplaud aceste acțiuni și să încurajez și alte orașe să facă același lucru. Concluzia mea personală este că se fac pași prea mici în direcția asta și că ar trebui, planul ăsta de incluziune ar trebui să fie la nivel național și nu numai pentru educație și pentru asistență socială, ar trebui să fie pentru oameni în general. Și ar trebui să plece de sus. Cred că ar trebui ca pașii ăștia mici să devină din ce în ce mai mari și să realizăm că doar prin educație avem un viitor. Suntem parteneri alături de UNICEF în acest proiect, prin intermediul cărora s-a dorit înființarea 5 centre comunitare la nivel național. Brașovul este unul dintre ele. Proiectul a început în anul 2021, în luna iulie, și până în acest moment de serviciile noastre au beneficiat peste 2000 de copii. În acest moment, în cadrul centrului din acest sediu, oferim servicii de specialitate la 100 de copii pe lună. Finanțarea pe care o avem de la FRDS se finalizează la sfârșitul acestui an, respectiv în 31-12, după care urmează 5 ani de sustenabilitate, respectiv plată din bugetul local al municipiului Brașov.